Bună seara, draga mea Iris! Bună seara, Emilia! Ce gurită mică aveți, Linca? De ce aveți guriță atât de mică? Că poate mai tace și ea. Aha. E riscantă, Ilinca, cu gurițele astea mici, dacă se întâln... Nu! Oh. Iris, draga mea, eu te aștept la defilare pentru că vreau să te văd îndeaproape. Bravo, draga, asta a fost o piesă la viața ei. Istoria este. Să se noteze ziua asta în calendar. A fost o piesă. Le place. Doamne ajută. Deci am început cu bine. Așa să și... Povestea nu e la fel de bună. Dacă... Eu o ascult oricum. Am obosit un pic să tot aud doar despre Brava Estir când vorbesc cu prietenii mei, cu cei apropiați. Nu mai îmi spun și mie ce se întâmplă pe acasă, cu alte bârfe din oraș, ce mai face ăla, ce mai face aia, cu cine umblă, ce se întâmplă. Așa că organizez o petrecere și le-am trimis tuturor invitații. Nu zic nume exact, dar știu exact ce persoane chem din oraș, de pe la Cluj, de pe la Baia Mare. Și ei nu vor ști cu cine se vorbește, ei toată seara vor vorbi unii între alții prin... pereții transparenți, cum există și la spovedanie, dacă nu e la biserică, și se vor aborda tot felul de subiecte. Iar eu voi urmări tot și la final voi face... Prin camerele de supraveghere sau da. Ce faci? Da. Acum înțeleg și gurița. Parcă e din poveste, Iris. Parcă. Revenind la competiție, la vederea clasamentului în ediția trecută, sau chiar zilele astea mai multe la rând... Te-am auzit spunând la un moment dat, am obosit. Se întâmplă că da, eu nu mai vreau să tot batem aceeași placă cu am obosit și așa. Într-adevăr, până la urmă asta e adevăr. Da, da, și cumva nu zic neapărat fizic sau că n-am putea, că tot muncim în continuare, ne plimbăm, ne ducem, scriem, căutăm. Dar poate am obosit vizual și inspirațional și na, poate mai avem niște idei pe care nu le putem duce la bun sfârșit. Da. Știm câte mai avem de făcut și câte, poate, nu știu, nu ai piesele tot timpul. Nu, în fine, eu nu cred că niciuna dintre noi cumva, nu știu, s-a lăsat pe tânjală la modul voit sau suntem leneșe sau adică că am demonstrat fiecare dintre noi pe parcursul acestei competiții că am dat tot. Da, și noi chiar suntem niște concurente care am demonstrat asta, adică serios acum. Dacă nu rămâneam astăzi aici, nu eram în care, s-au făcut câte, 8 eliminări. Sunt curioasă de parcursul fetelor noi, pe termen lung, pentru că, na, eu nu le doresc asta, dar la un moment dat oboseala te ajunge din nou. Da, nu o foloseam. Ca pe scuză s-a tot vorbit despre asta în emisiune și am zis că da, asta e adevărul, la un moment dat ne ajunge cu oboseala din urmă, nu neapărat fizic, că duc și când nu dorm și când poate nu mănânc cum ar trebui, că na, de multe ori e greu și nu e decât vina mea că nu mă știu organiza cum trebuie, dar mai am momente în care poate inspirația există, dar nu poți să duci bine până la capăt, nu, mai obosim și vizual și psihic uneori. Ai spus că ești curioasă să vezi cât vor rezista fetele noi, concurentele noi care au intrat în competiția noastră. Da, mă refer la același val de energie, de determinare. Există și la noi și cel puțin la mine cred că s-a văzut că a existat. Doar că la un moment dat ajungi să te mai împotmolești când ți se aruncă cumva unele provocări de hai să vedem cum mai schimb și aici, hai să vedem. Că, na, fiecare cumva avem un anumit stil cu care venim de acasă și tindem să-l accesăm mai des. Eu îmi asum că o să dau kicks-uri din punct de vedere vestimentar, sometimes, îmi asum. Dar că energia asta pe care o vedeți la mine acum,
O să vedeți, dragi telespectatori, mereu, pentru că așa sunt eu și în cele mai rele situații ale mele în care m-am aflat. Tot am avut zvâc și tot am avut sânge, pentru că asta sunt eu ca și conținut, ca și materie. Și tu, Andreea, o susțineai pe Iris în ceea ce spunea. Ne completam și chiar. Că, exact, istorie, din nou. Competiție e mai mult decât o prezentare pur și simplu a unor haine. Fetele cu siguranță au venit cu forțe noi, cu gândurile liniștite, cu ținutele gândite. Ele când gândeau ținutele astea, noi eram la filmări, eram pe aici la 11 noaptea. Adică e cumva altceva. De joi, de când am fost la semnat contractul, până astăzi, fetelor, am poveștile făcute pe 5 săptămâni, ținutele conturate cât de cât pentru fiecare poveste pe care o am pentru 5 săptămâni și galele amândouă pregătite. Și astăzi suntem, e miercuri. De ce ne-a părut amuzant 5 săptămâni? Ce ți s-a părut amuzant la 5 săptămâni? Gen 5 săptămâni, numărul ăsta 5, adică de ce 5, nu 4 sau 6? Atât am apucat să îmi creez în minte, sunt câte 20 de ediții în 5 săptămâni, nu? Da, iau, 25 de povești am până acum, deja create, cu ținute conturate în minte. Nu pot să zic că sunt gata și toate ținutele ca aș avera, dar am idee pentru fiecare ținută în ce direcție aș vrea să merg. Da, într-adevăr, suntem oameni și la un moment dat intervin mai multe chestii decât a face o ținută. Intervine și oboseala și poate o lipsă de inspirație la un moment dat, ceea ce e normal atunci când faci foarte multe lucruri pe partea asta creativă. Ai nevoie de foarte multe inspirație și atunci când noi suntem toată ziua după haine, suntem aici, poate nu mai avem timpul acela necesar pentru a ne inspira. Și atunci ajungi într-un punct în care totul e o rutină, totul e pe repede înainte, nu dormi, nu mănânci, e stres și te ajung lucrurile astea, sunt normale. Ți s-a părut amuzant la un moment dat, Andreea, când Alexandra a spus că are ținutele pregătite pentru 5 săptămâni. N-am zis asta. Nu ținutele, no, poveștile. Le am deja stabilite pentru 5 poveștile, nu ținutele. Am ținutele conturate în minte, cam ce styling aș vrea să abordez, da, în concordanță cu povestea. Și a râs și a zis, 5. Eram... Da, mi s-a părut amuzant 5 săptămâni. De ce 5? Deci nu 4, 6? Am avut timp să gândesc. Mi te imagineam cum scrii așa ca o carte. Asta fac, chiar asta fac, ce povești. Chiar asta fac. Am un carnețel, îmi notez în fiecare zi dintr-o săptămână ce am de gând să fac, care e conceptul din ziua respectivă, care e povestea. Am un plan în minte, nu vreau să dau mai multe detalii, că nu vreau să dau idei, sincer să fiu, o să vă prindeți pe parc și eu ce fac. Și doar asta v-am spus, că se poate în câteva zile să-ți montezi niște lucruri. Și a mai zis cineva că așa eram și eu la început, dar nu mai știu cine a zis. Nu, că eu am precizat că așa mi-am spus, mi-a spus și mie Andreea la început când am venit, că ele sunt obosite, că sunt după atâtea zile de filmare și eu vin freshy. Nu eram freshy, că la fel ca și fetele, probabil am avut treabă, am avut și alte chestii de făcut. Că... Și da, eu mă legam strict de competiție, că așa, în general, toate avem treabă. Deci, Iris, Andreea, văd că aici s-a creat o susținere așa reciprocă și dintr-o parte și dintr-o altă. Da, veche trebuie să se susțină. Nu e interes, e vorba de empatie, adică cum o înțeleg și pe Beatrice, o înțeleg și pe Andreea. Ne asemănăm prin faptul ăsta că suntem de la început și lucrul ăsta ne-a apropiat. Cumva noi ne înțelegem una pe alta cel mai bine și e normal că empatizezi, ceva normal. Avem pulsul fiecăreia de la început. Cumva suntem așa ca într-o familie disfuncțională care se înțelege. Repet, am avut un șoc când am realizat săptămâna asta că suntem singurele trei care au rămas de la început. Și asta nu poate decât să ne bucure și să ne ambiționeze mai mult și așa este. Și să vă unească, de ce nu? Săptămâna trecută vorbeam despre alte tabere complet diferite. Asta zic. Asta da, s-a schimbat totul foarte brusc. Viața și căile ei. Bun, hai să vedem cum arată și ținuta pe care o propune Iris. Ioana. Pe mine mă duce cumva cu gândul, deci am lapsus după lapsus după lapsus, dar sunt convinsă că cineva mă poate ajuta din juriu. Cumva către Alice in Wonderland, către actrița Bohemian... Elena Bonham Carter. Ah.
stai jos patru Ioana, dar măcar m-am făcut înțeleasă. Și îmi place, outfit-ul îmi place cum ai pus dress cu sandale. Știu că e o combinație care poate fi riscantă, dar mie personal îmi place mult cum arată, îmi plac scandalele, îmi place. Mulțumesc, Ioana. Mulțumesc. Acu-iacu, aflăm acu, ce acu. Spun jurații și mai ales câte stăluțe. La final de săptămână. Zici? Eu sper. Hai, Doamne ajută, în fața lor, Iris. Na, 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 superbă piesa, superbisimă. De ce vezi gurițoasă mică? De ce e mică, 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 mică? De jurizor. Să te jurizăm? Da. De ce? Dragă, îmi place make-up-ul, mi se pare funny. Îmi place coafiura, îmi plac cercei, îmi place rochia, îmi plac dresurile, îmi plac pantofii, îmi place geanta. Mi se pare că ai cel mai bun look. Ai și mănuși? Da. Acu le văd. Da. Bravo, te-ai întors. Să fii sănătoasă. Să zic și eu ceva repede? Da. Vrei să nu mă întind? Că nu ți-am mâncat pâinea. Ba, pe toată. Îmi plac mânușile, îmi place rochia, îmi place strălucirea, îmi plac cercei, îmi place coafiura, îmi place geanta, sandalele astea. Bravo, Iris. Mulțumesc, Ralu. Ești splendidă, bravo, ai stil, Iris. Mulțumesc. Bine ai venit. Ți-a fost greu, unde ai fost? Asta era pregătit. L-am avut. Vrei să zic și eu ceva? Da. Îmi place rochia, îmi place fața, îmi place machiajul, mă duc cu gândul la Lady Gaga, nu-mi place părul. Ce facem? Are și-o un Hai, că putem să trecem pe sub radar, Iris, în condițiile astea. E un look care mi-aduce aminte de paparazzi, Lady Gaga, și nu mă duci deloc în zona de off with their heads. Bravo, ai stil. Mulțumesc, Alex. Mulțumesc. Mulțumesc! Trei steluțe, Iris! Am scăldat-o! Am scăldat-o bine! Păi da, dar vezi cum facem, că practic e ultima ediție înainte de... Da, știu că asta e cea mai bună ținută, de-aia a fost ultima. Oricum, felicitări, Iris, mă bucur, e meritul tău. Vorbește și cu cei de acasă. Dragilor, am cam îngrășat porcul în ajuns și nu destul, dar vă promit ceva frumos în gală. Urmăriți-mă și votați-mă cu 4 la 1, 2, 2, 0. Vă pup!